Îl binecuvântez și în seara aceasta pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus care s-a coborât din cer să ne mântuiască și îl binecuvântez pe Duhul Sfânt care se ocupă în vremea aceasta de biserică și de toți cei ce iubesc pe Domnul. Îmi este clar în seara aceasta că nu voi avea oportunitatea să vorbesc și din al doilea pasaj, acela care avea legătură cu sărbătoarea botezului în apă a Domnului Iisus Hristos. Dar vă reamintesc faptul că am spus la început că o parte a creștinătății servează în vremea asta, o altă parte va serva mai târziu. Și dacă Domnul va îngădui, poate să citim atunci când cealaltă parte a creștinătății va serva, poate să citim atunci iarăși textul care vorbește despre botezul în apă al Domnului Iisus. Eu mă bucur din toată inima că atunci când avem o asemenea sărbătoare în biserică, atunci când o familie aduce în casa Domnului copilașul la binecuvântare pentru a chema și a așeza numele Domnului peste el, biserica simte împreună cu familia și este o mare bucurie pentru noi toți. Ne bucurăm și dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți copiii bisericii. Amin. Înainte de a vorbi pe scurt din pasajul acesta pe care l-am citit, primul de care mă voi ocupa și singurul de care mă voi ocupa în seara aceasta, aș vrea să vă spun că în ultima vreme sunt tot mai mult îngrijorat și gânditor. Și m-am întrebat oare cum am putea noi, părinții creștini, în vremea aceasta să continuăm să ne creștem copiii în învățătura Domnului. Cum am putea într-o lume cum este cea în care trăim să-i creștem bine și frumos pentru Dumnezeu, pentru că atunci când ajung mari în viață să avem cinste după ei și nu rușine și dincolo de toate să ajungem împreună cu ei să moștenim împărăția cerului. Această preocupare m-a făcut să stau de vorbă cu mai mulți frați slujitori. Unul dintre ei, cu fratele Geacul, am purtat tratative să avem o întâlnire de genul unei conferințe, probabil într-o sâmbătă, în care să ne întâlnim și l-am rugat să pregătească un material, să consulte tot ceea ce crede dumnealui de cuvință, să pregătească un material pe care să-l prezinte, și în care să învățăm în limitele legilor de aici ce putem noi, părinții creștini, să facem pentru copiii noștri. Pentru că legile de aici sunt foarte diferite de cele din România. Și parcă de la an la an ne încorsetează tot mai mult. Ne reduc tot mai mult din libertatea de expresie și din libertatea de mișcare. Pe unii părinți creștini, această stare de lucruri i-a făcut să stea cu mâinile în sân, să nu mai facă nimic. Pe alții i-a făcut să lase totul în seama bisericii, să spună păstorul, comitetul, frații care mai predică ocazional pe la asemenea evenimente. Dar aș vrea să spun că datoria aceasta de a ne crește bine copiii ne privește pe fiecare dintre noi, cei ce am căpătat harul să devenim, să fim părinți. Dumnezeu este izvorul, originatorul vieții. De la El vine viața. Deși oamenii de știință cu aroganță în ultima vreme au formulat tot felul de declarații și au spus că am ajuns să stăpânim viața, să o controlăm, lucrul acesta este departe de a fi adevărat. I-au învățat în laboratoare să se joace puțin cu ceea ce Dumnezeu a creat. Pentru că niciun om de știință de până acum nu va reuși să creeze viață din materie minerală, moartă. Ei vor reuși atâta cât de Dumnezeu să se joace cu materia creată de Dumnezeu. Dar să creeze ei înșiși din nimic, așa cum Dumnezeu a făcut la început, ei n-au fost, nu sunt și nu vor fi în stare niciodată. Afirmația asta puteți să o notați și dacă vom trăi 100 de ani de aici înainte, veți vedea că ea stă în picioare.
Izvorul vieții este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Nu cred că sunt împliniți 2 ani de când într-o seară ca aceasta, sau să fi fost dimineață oare? Dimineața a fost. Când o țineam în brațe pe Lidiuța. Aseară când am vizitat familia Petruț, am văzut că ea era foarte mare acum în comparație cu frățiorul ei. A zis, Doamne, cât de repede plecai. Iată că Domnul a mai lăsat în familia fratelui Marcel și în familia sorei Kim încă un copilaș, un băiețel de data aceasta cu numele Filip. Aseară am făcut cunoștință cu el și în seara aceasta cred că vom colabora bine, puțin mai târziu. Este frumos, curat, sănătos, voinic. Ne bucurăm că după masa aceasta putem să chemăm peste el numele Domnului și este foarte important lucrul acesta. Aș vrea să vă spun că noi folosim foarte des cuvântul binecuvântare. Atât de des îl folosim și m-am întrebat de multe ori dacă noi îi prindem sensul. Spunem, Domnul să te binecuvânteze, dar câteodată mă întreb dacă ne gândim la ceea ce spunem, ceea ce urăm. Multe binecuvântări și iarăși trecem înainte și m-am întrebat de bună oară dacă un musafir ocazional care ajunge în mijlocul nostru la unul din serviciile noastre aude acest cuvânt rostit în mod repetat în mijlocul nostru, dacă el poate să înțeleagă ceva. Ce înseamnă pentru el? Ce înseamnă pentru noi? Cuvântul binecuvântare. Nu știu dacă în seara aceasta aș putea să dau o definiție vrednică să fie reținută, să fie prinsă într-un dicționar. Dar un lucru știu. Noi toți avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. O cerem peste noi și o cerem peste copiii noștri. Un lucru foarte important atunci când copilașul este încă mic, să-l duci în casa lui Dumnezeu și peste el să fie chemat numele Domnului și peste el să fie rostită formula aceasta a binecuvântării pe care gura Domnului a exprimat-o. Noi am citit în seara aceasta un pasaj care a fost scris în urmă cu aproximativ 3500 de ani. Iată cât de vechi este cuvântul acesta și totuși stă peste milenii în picioare pentru că gura Domnului a vorbit. Dumnezeu a vorbit lui Moise atunci când se găseau în călătorie. Era probabil în câmpia Moabului, aproape de hotarele țării Canaan. Atunci când Moise a scris cele 5 cărți, primele din Vechiul Testament. Și în vremea aceea, Dumnezeu i-a spus lui Moise cu privire la copii ce are de făcut. Aș vrea să înțelegeți încă de la început că ei, copiii, sunt foarte importanți înaintea lui Dumnezeu. Noi oamenii le acordăm mai multă sau mai puțină importanță. Dar înaintea lui Dumnezeu, copiii poporului lui Dumnezeu sunt foarte importanți. Dumnezeu nu i-a uitat. Măcar că erau atât de multe lucruri de pus în rânduială, măcar că urma să fie cucerită țara și apoi împărțită între seminții, atât de multe lucruri stăteau în fața poporului lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a spus lui Moise, Moise, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Dumnezeu îi dă lui Moise o anume formă pe care el să o rostească asupra copiilor lui Israel. Lucrul acesta este foarte important. Forma aceasta, cuvintele acestea sunt foarte importante. Dovadă este faptul că Dumnezeu spune de 2 ori aici, întâi, așa să binecuvântați, și apoi în final spune, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel. Adică, în felul acesta, lucrați după modelul acesta pe care eu vi l-am dat, nu vă luați după alte modele de la alte popoare. Probabil că o anume ceremonie
evreii au avut oportunitatea să vadă în urmă la egiptenii din mijlocul cărora au ieșit. Dar aceea nu era rânduiala lui Dumnezeu. Probabil că alte rânduieli urmau să vadă atunci când vor intra în țara făgăduinței și vor intra în contact cu popoarele cananite, dar nici acelea nu erau rânduielile lui Dumnezeu. Rânduielile lui Dumnezeu ne sunt date direct, ne sunt date de sus. Iar noi, poporul lui Dumnezeu, părinții din poporul lui Dumnezeu, avem datoria să le cunoaștem, să le împlinim și Domnul să ne ajute la aceasta. Poate că de-a lungul anilor ne-am uitat în stânga și în dreapta și am vedea la alții rânduieli mai altfel. Dar aș vrea să rămânem la ceea ce este scris. Vedeți, Dumnezeu ne-a făcut parte de o mare cinste, chemându-ne să fim lucrători împreună cu El. El vrea să binecuvânteze copiii noștri. El poate să o facă. Dar la lucrarea aceasta ne-a chemat și pe noi să fim părtași. Și noi să rostim cuvântul binecuvântării peste copiii pe care El ne-a dat. Sigur că este un lucru frumos să poți să dai copiilor tăi, mai știu eu, atunci când pleacă din casă, când zboară cu propriile aripi, poate o locuință, poate o mașină, poate vreun alt lucru din felul, din lucrurile acestea de care ei au nevoie în viață. Dar aș vrea să vă spun, cel mai mare dar pe care părinții pot și trebuie să-l transmită copiilor lor este binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că dacă lipsește binecuvântarea lui Dumnezeu, casa este nimica, mașina este nimica, pământul este nimica și orice altceva din lucrurile de pe acest pământ. Fără Dumnezeu, sunt nimica. Aici, în cuvântul binecuvântării pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise, cuvânt care a fost transmis peste generații, prin poporul Israel și apoi prin biserica creștină, se vorbește despre 5 lucruri care trebuie cuprinse în această cerere. În primul rând, Moise este învățat să spună peste copiii lui Israel, Domnul să te binecuvânteze. Cu această formulare devine limpede încă de la început că izvorul binecuvântărilor este Dumnezeu. Din altă parte, n-au de unde să vină toate lucrurile bune de care avem parte în viață. Toate izbăvirile, toate răspunsurile la rugăciuni, toate vin din partea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Amin. La ceremonia la care am participat ieri, la final, eu am spus, pentru că sunt într-un anume fel creștin, din vocabularul meu am spus cuvântul norocos. Și l-am înlocuit cu un cuvânt mai frumos, mai adevărat, cuvântul binecuvântat. Am vrut să spun celor care erau adunați acolo și mă ascultau că binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Îngăduiți-mi să fac aici o pauză și mie mi s-a întâmplat mai înainte. Am încercat să țin pasul cu vremea, cu schimbările, cu tehnologia și nu mă mai trezesc dimineața cu ceasul ăla mare deșteptător, ci cu telefonul. Numai că în ziua de astăzi l-am pus pe PM în loc să-l pun pe AM. Și nu m-am pomenit pe la 6:45 că sună în geantă și mă trezește. Eram treaz deja. Tinerilor de la fanfară le cer scuze că pe ei i-a deranjat cel mai mult. În sală poate nu s-au auzit, dar ei au auzit. Îmi cer iertare. Dacă se întâmplă câteodată vreunul dintre noi să rămână telefonul uitat pe așa, Nu vă simțiți deranjați de lucrul acesta. Treceți mai departe peste. Oricum se poate întâmpla. Și acum să revenim. Toți aceia care participau la o asemenea ceremonie, la un asemenea eveniment, acolo, între copiii lui Israel, trebuiau să audă că binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Cineva m-a întrebat odată, frate, dar
Nu putem și noi să binecuvântăm? Ba da, putem să rostim și noi un cuvânt de binecuvântare în dreptul cuiva. Putem însoți cuvântul acela cu o dorință profundă ca Dumnezeu să binecuvânteze persoana căreia îi vorbim. Dar aș vrea să vă spun că binecuvântările noastre nu le pot înlocui pe cele ale lui Dumnezeu. Ele trebuie să lucreze împreună. Ca părinți creștini, ne aducem copiii în casa lui Dumnezeu și într-o asemenea împrejurare, chemăm numele Domnului peste ei și rostim cuvântul binecuvântării și dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei. Și apoi, de lungul vieții, tare bine ar fi să-i binecuvântăm mereu. Când ies pe ușa casei dimineața să plece spre școală, să-i spunem Dumnezeu să te binecuvânteze și să te păzească. Când se întorc, să-i spunem Dumnezeu să te binecuvânteze, mă bucur că te-ai întors. Și binecuvântarea ar trebui să o rostim mereu asupra copiilor noștri. Vedeți, în viața noastră, evenimentele sunt de două feluri. Nu plăcute și neplăcute, nu frumoase și triste, ci evenimente rânduite și evenimente îngăduite. Când ești sub binecuvântarea lui Dumnezeu, când numele lui Dumnezeu este deasupra ta, Dumnezeu este în controlul vieții tale, El este Cel ce rânduiește evenimentele prin care să treci. El îți scrie traseul vieții pas cu pas. Îți scrie, poate, programul în fiecare zi în detaliu. Și toate lucrurile pe care El le scrie în dreptul tău sunt rânduite spre binele tău când ești sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Însă trebuie să admitem că noi nu suntem scutiți de probleme și necazuri. Avem parte de ele. Nu le putem nega. Le întâlnim. Vin peste noi, nu ne ocolesc. Însă vreau să știți un lucru. Când suntem sub binecuvântarea lui Dumnezeu, când peste noi este numele lui Dumnezeu, atunci chiar și lucrurile acelea care nu sunt rânduite, ci îngăduite, lucrează tot spre binele nostru. Pentru că așa avea să spună Pavel câteva secole mai târziu. Pe de altă parte, noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele copiilor lui Dumnezeu, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume a celor chemați după planul Lui. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Iată o primă mare diferență între omul care este sub binecuvântare și omul care este în afara binecuvântării. În viața omului care este binecuvântat de Dumnezeu și peste care a fost chemat numele lui Dumnezeu, toate lucrurile lucrează într-un anume fel, câteodată foarte tainic și greu de înțeles pentru noi, dar întotdeauna lucrează spre binele nostru. Slăvit să fie Domnul! În al doilea rând, Moise zicea, Dumnezeu învăța pe Moise să spună, Domnul să te păzească. Vedeți dumneavoastră, noi trăim într-o lume plină de primejdii. Câtă vreme Dumnezeu va îngădui să fie lumea aceasta, primejdiile vor fi mereu prezente. V-am mai spus și în alte rânduri, cândva îmi doream tare mult să ajung în Occident. Aș fi vrut în Florida, dar n-a fost să fie așa. Am zis, Doamne, măcar Canada, planul B. Și Dumnezeu a îngăduit să ajung în Canada, în Montreal. Și una din constatările mele, de fapt nu-i doar a mea, că ați constatat-o și dumneavoastră, este că și aici suntem tot pe pământ. Sunt boli pe aici? Fără îndoială că sunt. Sunt oameni răi pe aici? Fără îndoială că sunt. Sunt necazuri pe aici? Cu grămada. Mai multe sau mai puține decât în România? Eu aș zice că tot atâta. Dacă ați căuta o altă țară de pe globul acesta, oricare ați alege, veți găsi aceleași probleme. Veți întâlni boli, veți întâlni nedreptăți, veți întâlni necazuri în orice țară de pe pământul acesta. Statisticile spun că Norvegia ar fi cea mai prosperă țară la ora actuală. Nu știu dacă e așa. Depinde de criterii. N-aș vrea să crezi pe acolo. Însă vreau să vă spun un lucru. Avem nevoie
de ocrotirea lui Dumnezeu. S-au inventat sisteme de alarmă. S-au inventat camere de luat vedere. Atât de multe mijloace care să sporească oarecum sentimentul de securitate. Și securitate nu. În aeroporturi s-au adăugat taxe la biletele de avion ca să sporească măsurile de securitate. Și totuși descoperi că se întâmplă ca teroriști să treacă dincolo de filtre și să facă victime. Să fie deturnate avioane și atât de multe alte lucruri se întâmplă rele în lumea de astăzi. Nicăieri nu ești în siguranță numai în brațul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îi spunea lui Moise, Moise, rostește și această binecuvântare peste copiii poporului meu. Dumnezeu să ne păzească. Și zic Dumnezeu să-L păzească și pe Filip. Și pe toți copiii noștri. Aș vrea tare mult ca Dumnezeu să ne păzească de toate amăgirile vrășmașului. Te bucuri ca părinte când se naște un copilaș. Îl sori din priviri când învață să umble. Stă copăcel, se clatină, face primul pas. Și când au făcut deja doi pași, leagă unul după altul, toate rudenile tale știu. De bucurie la toți le spui și le dai telefon și pui pe Facebook să vadă toți. Ce mare realizare. Doi pași unul după altul. Al treilea sigur că pică ea. Dar vreau să vă spun un lucru. Ne bucurăm de ei când termină o școală bună. Ne bucurăm de ei când reușesc lucruri frumoase în viață. Dar se întâmplă câteodată să ne înșele vrășmașul. Să le scoată în cale vreo persoană care să le bage în cap tot felul de idei. Și dintr-o dată, peste tot ce-i semănatul ca părinte creștin, se pune ca o ceață. Și se întâmplă că, dintr-o dată, copilul acela pe care l-ai legănat, l-ai vegheat, l-ai purtat de mână, începe să se uite la tine ca la un fel de dușman al fericirii lui. Și începe să se deschidă mai mult către un străin care îi tângărește piața. Ca părinte, cred că ți se sfârșește inima. De aceea, această cerință este foarte importantă. Dumnezeu să ne păzească. Să ne păzească și de primejdii ale trupului, dar și de capcane pentru suflet. Să ne păzească de oameni răi. Să ne păzească de tot ceea ce ar putea constitui primejdie pentru ei. Amin. Amin. La treilea rând, Dumnezeu îi spunea lui Moise, Moise, zice asta în cuvântul binecuvântării. Dumnezeu să facă să lumineze fața Lui peste tine. Lumina feței lui Dumnezeu este o mare binecuvântare. În Psalmul 4, în versetul al 6-lea, dacă nu dau greș, David zicea, mulți se întreabă, cine ne va arăta fericirea? În versetul ăsta sunt descriși toți aceia care însetează după fericire. O doresc cu orice preț, o caut, aleargă după ea. David zice, eu am găsit-o. Fă să răsară peste mine, fă să răsară peste noi, lumina feței tale, Doamne. Așa de frumos este ca în viață, când te uiți la copiii tăi, să vezi că lumina feței Domnului este peste ei. Știți, când e noapte, bâșbâim. Dar îndată ce se arată soarele și răsare, dintr-o dată toate lucrurile ne devin clare. Dintr-o dată parcă și optimismul ne cuprinde, nu-i așa? Dar atunci când peste noi răsare lumina feței lui Dumnezeu, e mare binecuvântare. De aceea zic ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți copiii bisericii cu lumina feței lui. Amin. Domnul să se îndure de tine. Era o altă cerință cuprinsă în formula binecuvântării. Îndurarea merge mână în mână cu mila. Aș putea spune că îndurarea este manifestarea milei lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la tine și îi este milă și își manifestă îndurarea și îți vine în ajutor. Cum se manifestă îndurarea lui Dumnezeu? Ca și îndurarea unui părinte iubitor și înțelept, spunea David în psalmul lui pe care îl va scrie mai târziu.
Mi-am adus aminte de vremea copilăriei mele și cred că v-am mai spus eu câte ceva de pe atunci. Am crescut într-o familie în care eram 5 persoane pe un salariu mic. Salariul tatălui meu, salariul de șofer pe salvare, acoperea destul de greu nevoile familiei noastre. Dar vreau să vă spun că tatăl meu întotdeauna a purtat de grijă așa încât să fiu în rând cu ceilalți copii de la școală. A venit vremea când plecam la școală, la Semiș, la oraș. Eram în clasă cu copii de doctor, de contabil, de profesor. Erau bine încălțați, bine îmbrăcați. Și îmi aduc aminte că tatăl meu făcea efortul și renunța de multe ori la lucruri de care el avea nevoie pentru ca pe mine să mă țină rândul cu tine ceilalți. N-am știut atunci cu ce preț. L-am aflat mai târziu. Și tinerii de astăzi nu știu dacă pot aprecia sacrificiul pe care îl fac părinții lor pentru ca să-i poată ține în rând cu ceilalți, să nu se simtă cumva penibil, înapoiați, jenați în mijlocul celorlalți din societate. Era rânduiala în părțile mele ca de sărbători, la Paști, la Crăciun, să ai o hăinuță nouă, încălțăminte nouă, un costum, o cămașă, ceva, să fie nou. Și tatălui meu îi sărea mereu rândul pentru că se gândea la mine. Și întotdeauna a purtat de grijă să am eu acel ceva nou. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu face mult mai mult de atâta pentru noi. El se gândește la noi. Pentru că este milă de noi, l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră. Ar fi putut să ne întoarcă spatele, să ne lasă să ne descurcăm singuri. Și nu ne-am fi descurcat niciodată. Dar în îndurarea Lui și-a făcut milă de noi și ne-a trimis un om viitor. Binecuvântat să fie. Ce înseamnă îndurarea Lui Dumnezeu arătată față de noi în viața de zi cu zi? Înseamnă ca Dumnezeu să nu trateze cu noi după meritele noastre sau după vrednicia noastră. Între state mai de mult exista la nivelul relațiilor economice o clauză numită clauza națiunii celei mai favorizate. Când eram mic, auzeam mereu despre ea pe la radio. Și în relațiile economice dintre România și Statele Unite de Dumnezeu, era clauza aceasta, națiunii celei mai favorizate. Adică această clauză spunea că nu trebuie neapărat să fie raport de egalitate, să fie ambele părți profitoare, să aibă de câștigat. Noi care suntem mai bogați, vă acordăm clauza națiunii cele mai favorizate și în acordurile comerciale, economice cu voi, îngădim voi să fiți mai câștigați decât noi. O palidă imagine a bunătății omenești, putea spune, dar erau și acolo interese. Dumnezeu se uită la noi și zice, tu ai merita asta și asta și asta. M-ai întristat de atâtea ori, m-ai dezamăgit de atâtea ori. Dar eu vreau să mă port cu tine cu bunătate. Vreau să-ți fac parte de mila mea, de bunăvânița mea. Îți acord îndurarea mea. Și vreau să vă spun, după atâția ani de cât sunt pe calea pocăinței, încă îmi pun nădejdea în îndurarea lui Dumnezeu. O cer pentru mine, o cer pentru casa mea. Și o cer pentru toți cei ce îmi sunteți frați și surori. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu îndurarea Lui. Amin. Să-și înalțe Domnul fața peste tine și să-ți dea pacea. Trăim într-o lume tulburată. Într-o lume cu relații frânte. Atâția își zâmbesc, deși în realitate s-ar strânge de gât. Nu știu cum să profite mai mult unul de pe altul. În lumea de astăzi, pacea este o mare binecuvântare. Și o au doar aceia care l-au pe Domnul Iisus. El e Prințul Păcii. În mijlocul tuturor problemelor care sunt în societate, noi copiii lui Dumnezeu, pentru că suntem sub numele lui Dumnezeu, pentru că peste noi a fost chemat numele lui Dumnezeu, noi ne putem bucura de pace. E mare lucru să ai pace în inima ta. E mare lucru să ai pace în viața ta.
Să ai pace în casa ta. Să ai pace cu colegii tăi de lucru, cu vecinii tăi. Pacea este una dintre binecuvântări. Și de la Domnul o cerem că El poate să ne-o dăruiască. Pentru că timpul trece și pentru că încerc de obicei să fiu punctual, aș vrea acum să trecem la actul propriu-zis al rostirii formulei de binecuvântare peste acest copil și pe nostru numele Filip. Voi invita biserica să se ridice în picioare, pe cei doi părinți, îi voi chema în față, voi lua în brațe pentru câteva momente pe acest copilaș, voi citi în dreptul lui cuvântul de binecuvântare și biserica știe rânduiala, la locul potrivit va răspunde cu amin, care înseamnă așa să fie. În urmă, mă voi ruga pentru acest copilaș și după rugăciunea mea, unul dintre părinți va completa cu altă rugăciune. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Filip. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Filip. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Filip. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin.